Să rupă! Opa, așa, pune-le aici așa frumos. Așa. După ce am terminat cu munca, am zis, hai să facem noi acum cinste. Facem un grătar cu un șpriț, treaba românească. Mici, cărniță la grătar. Să ne așteptăm și pe noi cu masa, să ne așteptăm cu masa caldă, să popăm și noi, nu. Pune de grătar. Care grătar? Care nu era grătar, era plită. Păi ce faci? Carne pe plită, șef Scărlătescu. Ne-a împrumutat Scărlătescu un grătar din ăsta, dar lui, care face scoici și de toate pe el. Nu-i dăm un pic cu ulei, așa, să-l ștergem un pic? Ne amărim cu ideile lui genial, preconcepute. Cum vrei, micii faci pe plită? Nu, nu, fripturile să le facem aici. La mă, micii, vedem. Cum fripturile? Nu se fac pe grătar? Stai nebun, mă. A început Liviu. A, păi nu se poate, bre. Mă trebuie grătar din ăla, cu cărbun, cu asta, nu știu. E, uite, nu se poate, eu vă arăt că pe ăsta facem. Micii în ulei, mă, tu-ți dai seama, mâncați-l. Ce ulei, mă? Nu punem ulei, mă, cu grăsimea. Ce e vrea asta aici? Nu-i ulei? El a pus și ulei. Bă, stai așa, că nu mâncăm prăjeală. Am pus un pic de ulei. Nu pune bre ulei, ba da. Am pus ulei. Am pus tot uleiul, că șterge grătarul. Bă, șterge-l cu o ceapă, dacă vrei să nu se lipească. Așa, cu jumătate de litru de ulei, deci n-am mai văzut așa ceva. În vapor se geai cu jumătate de litru de ulei. Ce-a costat mai mult uleiul decât ce? Decât tot. Uite, bă, ce bine să faci. Gata, băi! 28 de lei. S-a mărit. E, ce faci cu ceapa aia? Că miroase a rântașe aici. Să nu se mai lipească car. Mai întoarce bre micul ăla, că s-a mai întoarce, doamne, roata. Hai, bă, că mergi. E bine. Mă gândeam că nu se fac, zic, să vezi acum că începe Liviu, că nu se face. Mă, s-a făcut ceafa, dar încă o dată zic, e normal să facă, dar nu se face ca pe grătar. Nu se pătrunde cum trebuie, nu se arată, n-are culoarea aia. Mai ales că focul când ardea, când ardea, când ardea, când era mai mult stins. Bă, vă dau o veste, s-a stins tot. Vorbești serios? S-a stins tot. Păi spune, nu avem decât să facem adăpost. Nu duce mintea la nimic. M-am uitat roată, am văzut niște trestie din asta, suluri. Am luat trestia aia, am pus-o adăpost. Să-i seama că suntem 4, 5, 6 fraieri care fac un grătar și nu suntem în stare. Doi țin paravanul, ăla pune aia, ăla întoarce, ăla dă foc la butelie, ăla schimbă butelia. Eu, cu Marian Drăgulescu și cu Jean, am trecut la grătar și am zis, voi stați acolo deoparte, lăsați-mă pe mine. Bă, dați-mi și mie o farfurie, să iau niște mici de aici. Și Drăgulescu s-a pus la grătar. Bine, nu prea vedea exact dacă se făcea micul sau nu s-a făcut micul. Trebuia să-l mai ridicăm un pic din când în când. Cât e aici cui? Aici cui? Te-a mai întins, mai asta, ia să vă pun. Eu la un moment dat pe masa aia mare i-am spus unde-s castraveți, că nu-i vede. Trecea razant, așa simțea mirosul, dar nu știa unde sunt, în ce bol, că da. Erau bolurile alea. E bine că face alea lui. Pac, 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 pac. A făcut triplu șturul cu buluc și a luat sandwich-ul. Cine a zis, mă, că Margherita nu e harnică, mâncai aș gura ei? Uite ce harnică e. Mâncarea aș gura lui. Da, sunt și singura fată dintre ei și este nevoie de ajutorul feminin normal. Margherita, bă, extraordinar. A tăiat ea roșiile, pentru mine a fost bine, o... Bine, a tăiat niște roșii, deci trebuia un alt tăietor ca să stai roșia pe care tu alegi. Înțelegi de ce era aici? Bă, dar a făcut. A făcut. Eu nu mă așteptam. Da, dacă ai lăsat Jean aici singur, asta e... Într-un final, am decis să preiau controlul grătarului, eu. Pentru că am crezut sau am simțit eu că iese mai bună carnea și organizarea și prăjeala. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Hai, trăiți! Să fie bine! Jean a făcut și el. Jean, eu am impresia că da, e ceva la el acolo. Că a început să facă, să comenteze că el nu, că mă pui 5 lei, 6 lei, 7 lei, micovoc. Și bă, dacă nu i-a mai zis nimeni nimic, el a rămas acolo cu aia. Dar n-am zis că pleacă, așa, că nu-i place, că nu-i place. Așa de mult a stat la grătar că i s-a negrit pe da. Bun e vinul, Giurgiuliu. Nu mă schimbă nimeni să merge să mâncăm și mai. I-a zis cineva la un moment dat, uite bă că lași pe amărâtul acolo, uite, mai stă. Acolo, atunci s-a prins și el. Da, cu eu stă mult aici. Ia unul, că ăștia stai mei, i-am pus, hai, ia și tu unul. Săracu și-a pus și el și-a mâncat ceva târziu. Dacă nu-i zicea nimeni, el da. Și acum era la grătar. Adică ne-am făcut o echipă strânsă și am reușit să facem mâncare pentru circari, pentru familiile care locuiesc aici. Cheamă oamenii să înceapă să ia. Hai, uite pe masă aici. Bravo, Marian, foarte bun. Admir foarte mult că ne-a mărit cu echipa lui. Ne-au făcut de mâncare chiar pentru toată lumea, toată lumea din circ. Ne-au făcut un grătar și asta le mulțumim foarte mult. Ne-am simțit foarte bine după ce am muncit atât de mult. Vive mici, vive România!
A fost super ok, grătarul, carne bună, corect, corespunzător, cu tot ce trebuie pe masă, sucuri, vin, alea. E o seară foarte plăcută și ne-am simțit bine. Am mâncat toți foarte bine, ce e drept, a durat mult, dar cum e, lucru bun la 9 luni, nu? Așa și noi. Am mâncat foarte bine, ne-a pregătit o cină foarte, foarte, foarte bună. De când am venit în această mirifică poveste, Belucii, mi-am creat tot felul de ritualuri, să le numesc așa, sau mulțumiri, în care mă duc și mulțumesc mării și... Cred că natura face foarte, foarte bine sănătății și stării de bine. Găsesc tot felul de lucruri care îmi plac, care fac parte din circul acesta. Aici chiar totul este magic. Aici aceste familii chiar sunt magice. Chiar trăiesc cu bucuria acestei magii. Totul e magic. Wow! Deci ce mâine dimineață, la ora 6, tic, tic, tic. Băi, n-ai zis la 6. Uite, zi. La 8. Puf, zi la să vin când la 8 să începem treaba. Da. Neamărin iar a scos porumbelul. Gata, acum s-a terminat, acum noi cu tu ai zis. Că s-a terminat. Bă, du-te de. Bă, iar iar ce vă dă bani, mă, că ai stop, am dat stop. Unde că ce stop? Dă bani mai drăguit, dă bani. Iar ne-a drăguit. Cum face porumbelul? Piața. Exact. Uitați, oameni buni, că n-are un cuvânt la locul lui. Ce-s, băi, nebunule? Firea ți-ai când sunteți amândoi. După aia, dacă vă drăcui, da, la televizor, stai că dacă se opresc camerele. Ți-am zis că se scapă, mă, cel puțin de două ori pe zi. N-a bătut 12 noaptea, s-a ars. Eu propun ceva pentru televizor. Să fie pe ecran, în colțul de sus, da, o rotiță de ori ne drăcuie. Capul lui Neamărin, așa. Clink, clink, 1. Clink, clink, 2. Nu, 2. Milion. Da, ne dai banii? Da, 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 vin la voi, hai. Ce bani? Vin la voi, vin la voi, hai, hai. Noapte bune! Noapte bună! Mi se plăcute! Păi numai că trebuie și fiu, fuge somnul dacă mă atingi. Până la urmă, una alta, ne-am mers la culcare. Nu ne-a dat niciun ban. Hai să se stingă luminile! Mamă, ieri am folosit floricelele care le-am folosit și anul trecut, cu trandafiri, cu asta îi bat. Și astăzi punem în aplicare praștia cu tricolor, e omologată, e praștia lui Neamărin. La un moment dat o să fie nevoie de ea, pentru că ei nu o să se astâmpere. De azi încolo îi găuresc. Hai, deșteptare! M-am dus la Jean. Am bătut la jenică de 2-3 ori, zic, da, imediat. Păi imediat, imediat, dar eu am început, deschide. Te lasă până la 7 de dimineață să dormi, s-a întâmplat ceva cu el. Când mă uit pe geam, o sârmă lungă și-a legat ușa și de la geam, la un suport l-a legat și am zis asta, ca să nu intre ursul. Și-a legat cu sârmă, fii atent de geam, ia uite cât de nebun. Mi-am luat de seara o sârmă și mi-am legat ușa pe interior de fereastră, că știam că vine nebunul și trage. Păi de ia uite-l, bă! M-a trezit frumos, noroc că eu eram treaz. Tocmai mă aranjeam, ne-am luat mai ușor, nu ne-am mai zdrunginat. Stai așa și zic, bună dimineața, soare! Așa, soare, ia! Aoleu, ia! Și mi-a tras două corcodușe. Ia uite! Cu corcodușa, cu praștia. Deci acum începe să ne facă de-astea cu praștia? Are niște glume așa dulce, așa, acre. M-am dus la Edi. Am bătut. Edi, da? Finule! Finule! El dormea încă, era cu fața în jos. Deșteptarea, nimic. Ce faci, bă, fin? De dimineață, ce doare! Când i-am dat una în fund, a sărit direct jos în haine, nici mai. Hai, hai la micul dejun, hai, hai. La rulota lui Andrei și Liviu Vârciu. Luminile aprinse, m-am uitat pe geam. Nu, păi zic, ei aseară mi-au spus că o să duc să facă un duș, că nu au apă, și se întorc.
nu e rău. A zis, nu-i nimic, lasă că mai târziu mă ocup eu de ei. Cumva, bă, cum ne culcăm noi așa? N-avei cum. Și oricum venea neamărind la așa să mă trezească, să mai să mergem la alergat. Hai să mergem frumos la hotel de unde asta, noi, că știam că noi am lăsat cheia pe dinăuntru. Ne-am suit frumos amândoi în mașină, la hotel, ne-am pus la duș, am făcut duș, ne-am pus la televizor. Televizor? Nu știu cum a făcut fermecatul ăsta al meu, că nu a închis ușa. Că au intrat camerele, mai ții minte că au intrat camerele dimineața peste noi. Nu vreau să mă camit. Neamărin, ce-a făcut? Trăiește? Doamne, ajută să ai o zi frumoasă. Și a deschis de acât în ochi, Doamne, că ești fată norocoasă. Și a, vai, Neamărin, să dea Dumnezeu să-ți dea un soț bun. Cu bani mulți. Doamne, Neamărine, Dumnezeu să te țină așa toată viața. Nu pot să mă dau așa imediat jos, cad pe aici. Ce drum, bătălești? Bă, mi-a tras una peste fund, cred că am semn și acum. Am luat și eu un papuc și am aruncat după el. Zic, bă, Neamărine, mă trezești așa în focuri? Hai, băi, Edi, haide să mergem la masă, băi! De la Marga. Știe ceva? Potolește-l pe ăsta bătrânul, că a început să dea cu corcodușe și a dat în mintea copiilor de dimineață de la ora 7. Du-te, Neamărine, cu Dumnezeu înainte. Dacă Marga în seara asta nu spune formula completă, eu am, cu Neamărin, numai dificultăți. Hai, băi, hai la micul dejun. Acolo, la restaurant, să fugă relele, să spiritele, hai. Să fugă tot. Mamă, ne duci la restaurant, Andrei? Da. Neamărin ăsta, când te iau ușor așa, îți pregătește surprize. Înseamnă că are ceva de gând cu noi. Vecină, puneți repede machiaj, că ne duce nașul la restaurant. Deci cum e asta? Că mă culci în rulotă și îmi dai să mănânc la restaurant. Nă, păi nu se pupă aici, e ceva neregulă. A, păi uite, bă, ce cu Nicia m-a schinuit cu Nicia. Bună dimineața, patroane! Să rămâna! M-a schinuit cu uite, Nicia. Uite, să nu cumva să zici că mi-ai dat să mănânc. Am venit cu roșia mea, castravetele mea arde, uite, bă, bă. Patronul, unde ne aflăm aici, pe plajă, domnul Sava, ne-a oferit un mic dejun. Vin, băieții! Să intre! Foarte bine aranjat. Ne-a adus platouri reci cu de toate. Omlete, cafele. Sper să nu mai ia iarăși Neamărin la bătaie, că ajung ultimul la masă. Ah, ce frumos! Energia soarelui să mă lumineze. Ah, sunt în starea de zazen. Auzi, ai ceva în cap sau nimic? Am multă iubire, Neamărine, mulțumesc! Cine credeți că apare? Margherita, cu două papornițe, cu două, de dimineață. Ce dimineață frumoasă! Ce dimineață minunată, vai, m-am trezit fericită. Uite că ai mirat să pierzi unul. Să mor eu, dacă stai aici o lună cu mine, wow. Miros numai a... Doamne, Neamărine, asta este un purificator. Purificator, auzi? A venit cu suportul de la acele bețișoare și a pus bețișoarele în suport. I-am adus bagheta iubirii, Dumnezeu să vă aducă iubire. A început să facă incantații de bine, de frumusețe. Fiecare dintre noi avem câte o păsărică. Asta are stoluri. Și nu-mi pasă că băieții fac glume pe seama mea. Am adus la mine... Ne-am străduit. O carte pe care sunt sigură că vom avea nevoie de ea. Tratat de dreptul muncii. Știi de unde am primit-o? De unde? Mergeam înainte cu o zi să vin la minunată emisiune. Am fost să-mi fac unghiile și o doamnă de la etajul 8 făceau cu cartea așa pe la geam și m-am uitat și mi-a zis ia tu cartea asta și mi-a aruncat-o de la etajul 8. Tratat de dreptul muncii. Și am zis, asta este, cred că este o carte potrivită pentru Neamărin și pentru a înțelege cum e cu dreptul muncii. Dar are legătură cu universul, pentru că aici scrie universul juridic, iar știi? Și uite că eu citesc acum cum se organizează munca, dar scrie aici foarte frumos. Ia să tăceți un pic. Bine. Bravo. Mă bucur. Și eu care am obraz, stai bre, te sun imediat. Că doar nu... Să nu consume el. Mă sună el, că nu cred că are creierul la el.
Păi dacă la 3 secunde, că el vorbește la 3 secunde să nu... Da, el zice, ce faceți? Închide. Pac. Sunteți bine, închide. Te sun eu imediat, nu, că chiar nu trebuie să consumi. Oh. Hai. Tingling. Hai, și noi toți, bă, bună dimineața, toți stai așa. Mă, serioasele? Ai auzit? Ai plecat să-ți faci un duș și ai zis că vii, nu? Și că dimineața la 6 ne trezim 4 km. Eu m-am trezit la 6 cu Andrei. Am alergat, cum am zis, 7, 8 km, 15 km. Și dușul lung. Cu flotările alea care pe care trebuia să le facem. Și bă, mâna mă tine subic, dacă ne-ai sunat, ai spate o turmiște, dar nu... Da? Auzi, ați mâncat? Nu mai mâncăm odată, că am mâncat de vreme la 6 când ne-am trezit noi. Când ne așteaptă la masă. Vezi, să prindem hodorogul unde dormim. Noi mâncăm bine, avem mâncare de asta, de asta, de asta. Băi, în 10 minute a fost lângă noi. Dragi colegi, până dimineața. Colegii noștri mâncaseră... Puțin. Puțin. Un de la de om. Cu frag... Au ficat-o cât... Casa scântei. Băi, oprește aia, trească neamă. Dar ce-i de rău? Îmi intră nas, mănânc cu... Dar mănânci acum, în momentul ăsta. Uite, na. Păi... Singeală. Doamne, binecuvântează-mi pe Liviu și trimite-i iubire. După soare, vine și furtună. Facem așa. O luăm cu sfârșitul. După zi nu vine noapte. A ales el repede. Diseară o să vedem spectacol. Fiecare să aibă un carnețel. A luat-o cu aia bună, știi ce zic? Hai să vezi ce începe. Diseară vedem spectacol. Să-și noteze ce i-a plăcut în spectacol, ce nu i-a plăcut în spectacol, unde credeți că ne putem intersecta noi acolo cu ei, da? Eu am văzut în circ că lipsesc niște lucruri. De exemplu, scaunele nu arată atât de bine. Aș vrea să le îmbrăcăm frumos în niște pânze din astea. Frumos, să dea bine. Super. I-am repartizat și am zis așa. Voi doi... Jean și Edi, am o misiune mai frumoasă pentru voi. Când am auzit, zic că aia e mai frumoasă pe masa asta, e ok. Mergeți și faceți rost de la o croitoreasă din comuna Limanu. Limanu? Da. Vreo 300 de metri de material din ăla să punem pe scaun. 300 de metri pătrați de material. 300, băi. Și eu cu voi, adică noi cinci, nu, voi, mergem tot voi. În Limanu, voi. Să ne facem rost fiecare pentru rulota lui, de ce ne mai trebuie. De exemplu, vreau ca rulotele să arate superb, să ne facem rost de copertine din alea, ca să ne putem dimineața servi acolo cafeluța. Ce frumos! Tot. Deci după micul dejun ne-am împărțit în două tabere. Hai, Jeane, hai, Jeane! Stai Jeane! Stai brec! Genică! Stai brec că mă dai în diabet! Ce bine era dacă ne lăsai! Da? Hai că mi-ai lăsat, vă n-ai vincolo! Le-am zis, vă duceți acolo, ce vor zice oamenii aia să faceți, aia faceți în schimbul la acest material. Mergem, hai! Gata! Ne-a mărit, ne-a zis că o să mergem în port. Nu știu ce o să facem acolo, dar de-abia aștept, pentru că acolo este atât de frumos și abia aștept. Da, Jeanica, stai așa, stai așa! Mă auzi? Da! Croitoreasa asta, cum se numește? Doamna Gina! Zina! A, la Zina, Zina! Doamna Zina, nu? Da, da! Știe șoferul, da? Da, mă, da, știu să vă duc, hai! Am la Păiedi, am plecat cu microbuzul la Limanu. Zina! Deci, doamne, s-ar de recunoscătoare. Deci, aici te explică, în această carte, absolut fiecare muncă și toate formele sale. Atunci când ceva nu îmi va prii... Și munca ta și forma muncii tale, ai găsit-o? O să vezi, deci, da, am găsit și voi veni cu argumentele și cu tot ceea ce am nevoie pentru a nu face lucrurile pe care nu le doresc. Ți-l angajat? Wow! Hai, mă, deschide odată capta, mă, dați! Aici că rup asta și... Îmi place să-l scot din sărire, să văd cum mi se schimbă fața aia. Mâine seară Neamărin pică pradă unui complot. A zis, nu-i nimic, lasă că mai târziu mă ocup de ei. Dar dacă de vendete și de poliție nu ne temem, cerințele de sub cupola circului ne pun pe gânduri. Ce să sar, mă, după ce salta să sară? Tu ai pretenții să sari, să mă împărtesc? După... Tu vrei moarte în direct? Fiți, bă, serios! Cu toate astea, impresiile de vedetă ne dau aripi imaginației.
Acrobație tu. Ce imagine. Ce acrobație poți să faci? Vreau să vin Neamărine de undeva de sus, așa, să fac. Cu capul în jos. Întotdeauna mi-am dorit să zbor și acum uite că se poate cu o baghetă, cu ceva. Auzi, ai și alea prinse? Aripi. Mamă. Se lasă în acest sens cu manifestări colaterale neprevăzute. Mi-am dat seama că banii nu aduc fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Te-a găsit iubirea aici, la Neamărin. Nu e locul potrivit. Ce? Să nu zăpăcești, popa, vorbești mai mult ca el. Ce s-a rugat, Marga? O avea și păcat, știu. Doamne, m-am bilișor. Unii își vor păstra abordarea detașată a lucrurilor, căci e mai sănătos. Cum e să fiți cel mai bun din lume? Nu știu cum. Sunt nici cel mai bun din cartierul meu, nu. Marga, ține-te pentru ține-te, că s-a... Ține-te, ține-te! S-a blocat ceva! Nu-i problemă, domnul o să rezolve totul, am încredere. Partea de detectiv a lui Neamărin îl va conduce spre o descoperire epocală. Margherita nu este. Nu am văzut-o în pat. Unde fi nebună asta, frate? M-a speriat? N-ai văzut așa ceva. Băi, zic, ce să fie cu ea? O fi pe plajă, mă, pare. E cu mistică. E cu acrobație. E cu acțiune. E cu secrete dezvăluite. Și senzații tari sub cer senin. E cum nu se poate mai bine. E cu Neamărin.